Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Suntem la final de an aproape, 2013, și ne-am propus să discutăm despre toate activitățile importante pentru comunitatea făgărășenilor. Aici mă refer, spre exemplu, serviciile sub tutela primăriei sau serviciile licitate de primărie, dacă pot să spun așa. Dacă ieri am discutat despre un subiect vital, și anume apa care curge la robinet sau depinde, poate nu curge dacă nu e plătită, astăzi discutăm despre un subiect la fel de important, transportul public de călători. Știm că de-a lungul acestui an s-au făcut demersuri pentru reînnoirea unui contract care tocmai a expirat cu firma Transbus Codreanu, firmă care prestează activități de transport local la Făgăraș. În vară, să zic, doar două firme s-au prezentat la licitație, vorbim despre Transbus Codreanu și încă o firmă din Iași care a fost descalificată de primărie întrucât nu a depus toate documentele necesare. Așadar, în Făgăraș a rămas, s-a întors, iarăși firma Transbus Codreanu, care a promis mare acusare. A zis că vine cu 5 microbuze marca Volkswagen, nou-nouțe, am și văzut câteva dintre ele. În fruntea, să zic, conducerea a fost preluată de domnul Cosmin Poparad. Lucrurile au început încet să treneze, au apărut nemulțumirea atât din partea autorităților locale, cât și din partea directorului Cosmin Poparad. Ca să facem filmul desfășurării tuturor acestor evenimente, de unde am pornit și unde am ajuns, în studio l-am invitat pe fostul director al Transbus Codreanu Făgăraș. Ne spune dânsul de ce fost, domnul Cosmin Poparad, bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Noi am mai prezentat succint, dar astăzi vrem pendelete să prezentăm toată situația Transbus Codreanu, cu ocazia unei știri pe care ați dezvăluit-o în exclusivitate televiziunii Nova Făgăraș. V-ați dat demisia. L-am auzit și pe domnul director Transbus Nicolae Codreanu ce a spus. Haideți să ne dezvăluiți dumneavoastră niște aspecte mai puțin cunoscute de făgărășeni. Da. Prima fază vreau să încep cu o glumă. Funcția aceasta de fost este cea mai lungă, mai ales în politică. Da, eu am, din postura mea de consilier local, am fost practic omul de legătură, omul care a stat tot timpul cu contractul în mână, astfel încât legătura cu primăria și cu firma Transbus să fie ok și contractul să se respecte. Contractul a fost semnat pe 10 iunie 2013, anul acesta, iulie, cu condiții din partea primăriei stipulate în contract, cu condiții din partea firmei Transbus Codreanu stipulate în contract. În momentul de față, primăria și-a depășit din condiții. Sunt anumite criterii care sunt stipulate în contract și condiții, un termen de investiții din partea fiecărei participat din contract. Vă întreb puțin, semnat de domnul Nicolae Codreanu? Da, categoric, da. Contractul este semnat de domnul Codreanu și semnat de domnul primar Constantin Mânduc după votul Consiliului Local. Primăria și-a depășit din atribuții, trebuia să facă doar 6 stații de autobuz până la sfârșitul anului acestuia, a făcut 10, restul de până la 28 de stații trebuie să făcute în decurs de 2 ani de zile, dar suntem în lucru din punct de vedere, din postura care luam de consilier local, suntem în lucru și până în primăvară o să fie toate cele 28 de stații finalizate. Ce n-a făcut domnul Codreanu? Da, din partea firmei Transbus, nu domnul Codreanu, din partea firmei Transbus. Transbus. Da, este o echipă întreagă care conduce firma la nivel de țară. Din partea firmei Transbus trebuia să facă viziere cu orarele în fiecare stație, plus indicator de oprire stație, plus coș de gunoi în fiecare stație. Acestea nu s-au făcut. Eu am fost în postura de director, m-am zbătut pe cât am putut ca să pot să realizez aceste investiții, nu fiind ele foarte mari financiar, dar nu le puteam face fără acordul de la Brașov și fără finanțarea de la Brașov, pentru că absolut toți banii care îi cheltuiam aici, îi cheltuiam cu acordul celor de la Brașov. Pomeneam și de capacitatea înnoită a parcului auto, pentru că se știe, după aceea dezvăluim și toate aceste detalii în amănunt. Foarte entuziast, ne-ați anunțat că în fața primăriei, în plină vară, era un soare strălucitor, tot ca niște bijuterii.
străluceau mașinile care ar fi trebuit scoase numai atunci puțin așa la vedere a camerelor de filmat. Vreau să ne oprim puțin să vedem acea știre. Astăzi toată lumea din Făgăraș a întors capul pe stradă. Motivul? Au văzut toată suita de consilieri locali în frunte cu edilii orașului la plimbare în microbuze nou-nouțe cu marca transportatorului câștigător al licitației de transport călător la Făgăraș. Când pe podul Galațiului, când în cartierul Tudor Vladimirescu sau pe DN1, delegația de control însoțită de jurnaliști a aprobat condițiile de transport puse la dispoziție de Transbus. Au vrut să vadă dacă în autobuze sunt scaune tapizate și aer condiționat sau dacă e curățenie în mijloacele de transport în comun. Sunt foarte bucuroasă pentru cetățenii Făgărașului că în sfârșit, după mulți ani, vor avea posibilitatea să circule dintr-o parte în alta a orașului în condiții civilizate. Și mă gândesc și eficiente, pentru că autobuzele mari circulau mai mult goale, dar aceste cochete microbuze cred că vor fi suficiente și în condiții foarte bune, cu aer condiționat, așa cum ar trebui să se circule în secolul în care trăim, în toate localitățile. Mă bucur! Cred că este un pas înainte pentru ceea ce înseamnă transportul public local de călători din Făgăraș. Cred că prin semnarea noului contract și prin ceea ce a solicitat primăria ca firma câștigătoare să aibă mașini noi și prin fixarea celor două noi trasee, este un câștig pentru locuitorii Făgărașului, atât din punct de vedere al condițiilor de călătorie, cât și al deplasării mai ușoare pe raza localității Făgăraș. Sper că în primul rând elevii de la Liceul Agricol și Liceul Industrial, eu așa le știu ca denumire, să aprecieze în mod just și să beneficieze de aceste mijloace de transport. Noi am insistat să fie autobuze noi tocmai ca să aibă tot confortul, cu aer condiționat. De asemenea, nu numai, dar în primul rând la ei ne-am gândit, restul locuitorilor Făgărașului care utilizează transportul în comun, să fie în siguranță, să aibă condiții plăcute și să aibă spor. Transportul local al municipiului Făgăraș iese de câțiva ani motiv de dispută între operatorul de servicii și edili. Cum licitația a fost câștigată tot de Transbus, consilierii locali și edilul șef al municipiului au pus degetul pe rană. Firma de transport rămâne în Făgăraș să presteze servicii doar cu mașini noi, dotate corespunzător, mai mult respectă orarul călătoriilor. Sper ca cetățenii să fie ceva mai mulțumiți față de ultimii ani, pentru că în contractul pe care îl semnăm astăzi am prevăzut o clauză care face referire la ca autocarele, autobuzele să fie noi întotdeauna. În plus am stipulat chiar seria și numărul de șasiu al celor patru autobuze care au venit astăzi la Făgăraș, și așa încât avem și o clauză de reziliere în cazul în care firma nu se va ține de cuvânt și va retrage aceste autobuze și nu vor fi noi întotdeauna, vom rezilia contractul și am transmis că nu ne vom juca la acest capitol. Cred că aceasta era principala nemulțumire a cetățenilor. În al doilea rând, după cum ați văzut, avem și noi trasee, noi stații de la nord la sud, din Galați până în Combinat și de la est la vest, de la Liceul Șenchea până la zona de agrement a Ștrandului și a zonei franceze, zonei industriale franceze, așa încât sper să acoperim întregul palier de probleme. Dacă pe parcurs vor fi probleme în ce privește traseul, stațiile, frecvența opririlor, avem suficientă autoritate încât
să putem să modificăm și să ajustăm aceste segmente ca oamenilor să le fie bine. Se știe că de ani buni, firma de transport nu și-a făcut întru totul datoria. Autobuzele vechi și prăfuite, condițiile jalnice de călătorie și nerespectarea orarului de transport i-a determinat pe făgărășenii să-și arate nemulțumirea. Acum, reprezentanții firmei promit că iau totul de la zero în materie de servicii și o să ne uimească grație schimbărilor în bine, spun ei, pe care le pun în practică. Vom prelua tot transportul local din Făgăraș, cu 4 mașini noi, Crafter, 22 de locuri, dotate cu aer condiționat, cu tot confortul. Am înțeles că vor fi curse din jumătate în jumătate de oră. Acoperă tot orașul, inclusiv Combinatul și cartierul cel nou de sus, scapă numele Galați. Vor fi 4 mașini, v-am spus, plus una de rezervă. Confortul sper să se vadă, să vorbească singur. Sper că și din partea celor din Făgăraș să avem tot sprijinul. Cum v-am spus, mașinile sunt noi. Nu pot să vă spun că noi, ca și firmă Transbus Codreanu, vrem să aducem din nou transportul local Făgăraș la standardele pe care le-ați avut și înainte. În rest, nu pot să vă spun decât că mașinile vorbesc singure. Traseele, am înțeles că sunt vreo 20 ceva de stații care acoperă tot, inclusiv liceul agronomic, inclusiv Combinatul, Kaufland-ul, deci toate punctele de interes sunt acoperite. Vor circula de luni până duminică, conform licenței care o să facem la capăt de linie aici, și un mersul microbuzelor, se știe clar la ce oră au, la ce, până la ce oră. În mare, cam atât despre noi. Tot Făgărașul cunoaște firma Transbus. Noi efectuăm și cursele de Făgăraș-Brașov, Făgăraș, Sighișoara, Târgu Mureș. Mai nou vrem să legăm Făgărașul de restul țării, ceea ce ne privește pe noi însemnând Moldova. Deci avem curse de Iași, Vaslui, Focșani, Constanța, Buzău. Vrem să facem de așa natură încât legătura de la Făgăraș să prindă orice mașină care pleacă spre nordul Moldovei. Orele le vom afișa și aici în Făgăraș să se știe la ce oră sunt plecările din autogara 1, călători. V-am spus, ne dăm toată silința să ajutăm cât posibil să urce omul în mașină la Făgăraș să se dea jos la Iași, la Focșani, la, v-am spus, Constanța, mai ales că s-ar putea să țină vremea cu noi în vara asta. Mai nou, acum nu știu cât se știe în Făgăraș, dar cursa de ora 6 din Făgăraș, Sighișoara, Târgu Mureș, a început să se formeze. Deja lumea în Făgăraș, am observat că mai toți știu despre această cursă. O să afișăm într-un timp scurt și noile trasee cu care vrem să legăm Făgărașul de Brașov. Pe lângă toate acestea, Transbus mai trebuie să respecte ceva. Să oprească în câteva stații suplimentare ce au fost inaugurate recent de municipalitate pe 2 trasee noi, care străbat orașul de la nord la sud și de la est la vest. Cel puțin așa ne asigură reprezentantul bazei de transport călători de la Făgăraș. Este o ambiție de-a mea de anul trecut din campaniile locale ca transportul în comun să funcționeze în acest municipiu și trebuie să funcționeze și acum vedeți noastră cu condițiile noi, mașini noi, condiții foarte bune, mașini din 2013, mici de 20 de locuri, să nu mai încurce circulația. O să fie două trasee pe Făgăraș. Unul va pleca din cartierul Galați și va merge la Combinat și o să se întoarcă înapoi în Galați, și unul va merge la liceul agricol pentru șoseaua de centură, pe la Laguna Albastră, se va întoarce înapoi. Am făcut în așa fel încât să fie acoperit absolut tot municipiul, mai ales
periferiile municipiului, să le spunem așa. Nu ne-am axat foarte mult pe străduțele din centru, unde oamenii se pot descurca pe jos, mai cu așa e un pic mai ok, dar Combinatul, Galațiu, Dr. Juan Șenchea sunt zone care nu au până acum acoperite și astea au fost gândirea noastră să le acoperim. Program, preț? Programul o să fie, cel puțin la început, acum din oră în oră. Dacă o să fie solicitare, o să fie și din 5 în 5 minute. Chiar o să mai ducem mașina, ar fi asta o problemă. De la început o să fie din oră în oră. De săptămâna asta o să începem din cadrul primăriei ca să punem și câteva stații în Făgăraș, frumoase, cu băncuțe, cu vizier, cu fiecare linie în parte, cu trasele, cu tot. Ca și preț o să fie biletul de 2 lei, absolut cât se va circula. De unde până unde, 2 lei o să fie urcatul, când se urcă în mașină se plătește 2 lei, că se merge din Galați până la cap de linie sau se întoarce înapoi în Galați, e ok. Pe lângă faptul că edilii orașului au fost astăzi în postura de controlor de trafic, șoferii firmei de transport s-au străduit să conducă atenți și să nu depășească viteza admisă. I-au asigurat pe consilieri și pe primar că nu vor pune în pericol siguranța pasagerilor, așa cum se întâmplă frecvent pe șoselele României sau în străinătate. Un lucru e cert. În soarele dimineții de astăzi, cele 4 microbuze plus încă unul de rezervă străluceau ca niște bijuterii. Curate și lustruite, acestea au fost pregătite de firma de transport special pentru a lua fața consilierilor, mai ales că trebuiau să treacă testul de foc al plimbării de astăzi prin oraș. Bun. Acum că am văzut cum arătau acele mașini, acum că am văzut cât de entuziaști erau consilierii locali, primarul Făgărașului, cât de cât că se respectă clauzele contractuale, noastră vreau să ne dezvăluiți, după numirea în funcția de director Transbus Făgăraș, ce s-a întâmplat? Ce ați observat? Ce v-a dezamăgit într-o primă fază? Dezamăgirile sunt multe, pentru că până la urmă am văzut știrea cu aceste mașini. Aceste mașini sunt stipulate în contract cu serie de șasiu și numai de matriculare, deci sub nicio formă ele nu pot fi schimbate și nu pot fi băgate alte mașini. Deci ele, firma Transbus Codreanu, vin cu o ofertă de la licitație cu aceste 5 mașini, 4 mașini plus una de rezervă, cu serie de șasiu, ani de fabricație, cu absolut tot ceea ce a cerut un caietul de sarcini în primăria Făgăraș. Dezamăgirile sunt multe, pentru că eu am venit de multe ori în fața dumneavoastră și a telespectatorilor și a locuitorilor, nu numai Făgărașului, ci și a țării Făgărașului, să realizez și să le ofer condiții de călătorie, condiții europene. Că n-am reușit și n-am putut, atunci de aici a venit și plecarea mea din cadrul acestei companii, pentru că băteam foarte mult pasul pe loc, nu reușeam să realizez ceea ce mi-am propus și nu mă caracterizează, chiar dacă sunt tânăr din punct de vedere politic și tânăr la ani, nu mă caracterizează doar pentru a mă mulțumi cu o funcție. Vreau să se vadă eficiență după mine, vreau să vadă, pentru că dacă nu se vede, degeaba stau și mă plimb pe stradă cu soția, cu fiica și mă opresc cu oamenii să zică, domnule, ai promis că bagi mașina șercăița, n-ai băgat, nu avem căldură, n-avem aia. Nu, dacă nu s-a putut, atunci am fost nevoit să... Bun, vă propun să pornim discuția și altfel, ca să dăm circunstanțe atenuante cu ghilimele de rigoare și părții vătămate, dacă o putem numi așa, sau părții incriminate. Era foarte bine dacă la această discuție participa și domnul Codreanu, ca să vină cu argumentele. Oricum i-am luat prin telefon punctul de vedere. În primul rând, ce credeți, având în vedere o clauză foarte importantă din contract, pe care vreau să mi-o spuneți dumneavoastră și o am notat aici, firma care prestează servicii de transport local trebuie să vină să plătească o redevență la primărie, care este cât? De 3% din încasările pe local. Bun. Și aici ați folosit un termen foarte important, încasări. Domnule Poparat, sunt călători,
Este rentabilă această activitate de transport local, de călători? Îmi spuneați dumneavoastră la un moment dat că da, ok, și dacă nu este rentabilă de-a lungul întâlnirilor noastre în studio, dumneavoastră merge și cu câte doi călători, spre exemplu, pe un traseu, sau trei călători, pomenind de Șercăița, mă rog, de alte sate. În primul rând, este rentabil? Cum se amortizează aceste cheltuieli, făcând dumneavoastră curse? Combustibilul e scump, e în scumpire totală, permanentă? E în scumpire, da. E în scumpire, mai ales de la 1 ianuarie 2014 s-a scumpit cu 7,5 € pe litru. Asta e o altă problemă care așa... De unde să plătiți către primărie dacă nu aveți călător? De unde să schimbați piese dacă se defectează? Eu am condus toată coloana Făgăraș, care nu ținea numai intern Făgăraș, ținea și satele care desfășoară activitatea pe țara Făgărașului. Per total, compania e ok. Deci nu, excluzând și acum vorbim doar de partea de local, nu este profitabil foarte mult în momentul de față, dar poate deveni profitabilă. Cum? Într-o strategie pe care eu am vrut să o implementez aici. A, și n-aveți de gând să o spuneți că n-are rost, nu? Nu, și are rost să o spun, nu pentru că ar fi vai de mine cine știe ce. Oricine și-ar pune un pic capul la contribuție acolo cu acte și cu 2-3 luni să parcurgă tot ce am parcurs eu la început și ar da seama că ar putea fi profitabilă, dar ar trebui făcute mai anumite investiții. Credeți că dacă a venit altcineva în locul dumneavoastră sau dacă vine altcineva în locul dumneavoastră, indiferent cine, că e din Făgăraș sau din Brașov, având în vedere că ați avut timp să vă faceți o idee despre ceea ce este în transbus Făgăraș, ar putea să scoată la liman, pentru că vă spun eu de ani de zile, de când lucrez în presă, am ținut legătura în continuu cu transportul local și înainte să vină această firmă în Făgăraș. Și era dezastru și atunci. Deci, practic, lucrurile s-au perpetuat. Bine, vorbim de liman. De liman înseamnă să se salveze de la faliment. Nu, compania și coloana Făgăraș nu este sub nicio formă în pragul falimentului și este mai sus decât liman. Este pe profit, face profit, dar nu satisfăcător pentru cei care o conduc. Și asta de bună dreptate, pentru că sunt investiții, se fac investiții mari, după aceea nu se mai fac investiții, se pierd din clienți, nu, e o adevărată nebuneală. Ce investiții mari s-au făcut la Făgăraș? Dați-mi un exemplu. De când a venit, o singură investiții mari care s-au făcut și ce mi-au spus și oamenii care lucrează în cadrul companiei de mulți ani de zile, dinainte să fie preluată de firma Transbus, singura investiție a fost cele câteva mașini noi aduse la Făgăraș pentru partea de intern. Bun. Câte au rămas? Câte au fost aduse și câte sunt acum în prezent în curtea Transbus sau pe traseu? Da, ele sunt stipulate în contract 4 mașini, câte 2 pentru fiecare traseu în parte. Pe local sunt 2 trasee, linia 1 și linia 2, plus o mașină de rezervă. Ele au fost aduse, au fost prezentate la știrea care am văzut-o mai devreme împreună. Pe urmă am rămas doar cu 2 mașini. Una dintre ele, cea care era de rezervă, făcea și face în continuare Făgăraș Târgu Mureș. Și din celelalte 4 care trebuia să fie pe traseu, au rămas doar 2. De ce? Și în momentul de față, pentru că nu și-a găsit eficientizare în Făgăraș. De la Brașov au cerut să le primească înapoi. Au venit, le-au luat. Astea, eu n-am ascuns niciodată faptul ăsta. Chiar dacă au mai fost discuții în cadrul Consiliului Local, primăria a fost... înștiințată. Ce au spus autoritățile? Nu a fost înștiințată. Primăria se stipulează și în contract are dreptul de control asupra contractului și ei au fost odată la 3 săptămâni, venea cineva din partea primăriei să vadă cum decurg lucrurile atât pe traseu, dacă se respectă, atât cât și în bun, în deci primăria a constatat în urma controlelor, exact. Să reformulez. Da, da. A venit, a constatat și a constatat practic un articol din contract sau o clauză, mai bine zis, o obligație, nu este respectată. Și ce demersuri? Am avut discuții atunci în cadrul primăriei, am vorbit și la Brașov să încercăm să remediem această problemă. Nu numai partea de mașini, ci și partea de care am vorbit mai devreme cu investițiile în stațiile de autobuz, în semnalizatoare și indicatoare de oprire stație. Și de acolo, practic, a început să vină declinul meu din funcția de conducere această societate, pentru că nu se vroia, în ultima fază, în ultima discuție care am avut în cadrul companiei, când mai eram încă director, se vroia să și cele 2 mașini care mai sunt în momentul de față să fie luate de aici și duse la Brașov. Lucru care v-a determinat să luați decizia, da, nu? Lucru care m-a deranjat foarte mult, pentru că noi când am început noul contract, biletul s-a scumpit de la 1,50 € la 2 lei,
doar pentru motivul ăsta, că oferim oamenilor condiții mai adecvate de călătorie, siguranță, o căldură, iarna, un aer condiționat, vara, adică condiții care își permit, ne permitem practic și suntem, e ok ca să scumpim cu 50 de bani biletul. Acum să te întorci iară la mașinile din 80 și să fie tot biletul, biletul ăsta. Și să fie biletul 2 lei? Nu, mi se pare corect. Deci biletul a rămas 2 lei, mașinile, bun. Au plecat mașinile noi, de care ziceți dumneavoastră, deci pe traseul în Făgăraș, pe traseele clasice, așa cum spuneați, pe cele două linii, nu vedem mașini noi. Da, acum, în momentul de față, sunt, chiar astăzi le-am văzut în trafic și sunt, da. Bun. Sunt. Discutam mai devreme că mi-ați întrebat de cine va fi în locul meu. Deci, cine va fi în locul meu, nu știu încă cine este, am mai ținut și mai țin încă legătura în continuare cu conducerea de la Brașov. Au tot sprijinul meu și toată susținerea mea ca lucrurile să decurgă în continuare și mă sună fiecare zi, le răspund la telefon, informez, mă sună în continuare oameni. Mai mergeți călători. Acolo în acest moment? Nu. Și mai acolo cine este? E așa ca o stână fără stăpân? Nu știu. Au rămas șoferii, au rămas paznici, au rămas, am înțeles că și pe secretarea de acolo a schimbat-o, care făcea parte de contabilitate primară. Înțeleg că vine cineva de la Brașov care a preluat un pic, a preluat funcția de conducere până va fi pus altcineva. Deci e vorba de o conducere interimară. Da, interesant, adică pentru mine interesul meu până la urmă nu este persoana mea, Cosmin Poparat, nu, este oamenii din Făgăraș. Și dacă eu nu le răspund la telefon să informez, automat pierd făgărășenii. Și nu, le răspund la telefon, informez, îi ajut cu tot ce pot. Un lucru e cert, într-o primă fază și, bineînțeles, controlele de la primărie continuă, categoric, așa cum spuneați dumneavoastră, ca să verifice. Acum, dacă vorbim despre calitatea serviciilor, vreau să mai discutăm puțin despre calitatea serviciilor aici. Cum spuneați, suntem în sezonul rece, în mașini nu este căldură, în mașini ce se întâmplă cu biletele? Îmi spuneați ceva și despre bilete, având în vedere faptul că angajații sunt nemulțumiți, dumneavoastră cât ați fost acolo și ați condus societatea, îmi spuneați că angajații sunt nemulțumiți de plata salariilor. Plata salariilor cine o efectua? Plata salariilor, îmi cer scuze dacă mai tușesc, sunt un pic răcit și m-a prins și pe mine gripa cu sezonul rece. Nicio problemă, aș circula cu autobuzul probabil. Da. Multă sănătate. De asemenea, mulțumesc. Plata salariilor se face numai, deci toate cheltuielile sunt suportate de coloana Făgăraș, din casele care se fac în Făgăraș. Deci absolut toate cheltuielile. În afară de impozitul pe salarii care se face de la Brașov și impozitul la mașini și asigurările mașinilor. La sfârșit de an. În rest, toate cheltuielile care sunt cu plata salariilor, absolut tot se face din Făgăraș. Nu aveați bani să-i plătiți pe angajați? Da, nu. Eu cât am fost acolo, am avut bani suficienți ca să-i plătesc și am plătit tot timpul la timp. O nemulțumire a angajaților. Eu când am fost pus în postura de director, am ținut neapărat să vorbesc cu fiecare angajat în parte care lucra în momentul respectiv la această firmă. Și o parte dintre ei încă mai lucrează. Am avut o discuție cu fiecare în parte și nemulțumirea lor era legată de partea financiară. Bine, aveam mai multe nemulțumiri de lipsa investițiilor, de așa, dar cea mai mare nemulțumire era de partea financiară. Odată că salariul era foarte mic și a doua problemă, nici nu se dea la timp. Era o întârziere cu 4-5 luni de zile. Eu am făcut tot posibilul și la început am venit chiar cu bani de acasă să le dau bani de salarii, să-i satisfac pe oameni astfel încât să poată să muncească și să creez un pic de să schimb un pic imaginea firmei. Bun, l-ați auzit pe domnul Codreanu în știrea pe care noi am prezentat-o, dumneavoastră ne-ați expus punctul de vedere, nu este logic și normal, pe dânsul l-am contactat telefonic și am cerut punctul de vedere. La un moment dat spunea că șoferii fură, șoferii dau bilete fără să dea biletul călătorului, adică iau banii pentru călătoria respectivă și nu dau călătorilor bilete, fură, dânsul nu e mulțumit de banii pe care îi primește de la Făgăraș, mai mult spunea că primăria cere bani, dar nu investește și așa mai departe. N-ați să ne lămuriți de fapt ce a vrut să zică cu toate aceste lucruri. Primăria nu are ce să investească atât timp cât există un contract
semnat de ambele părți, în fiecare investește de ceea ce și-a propus, în ceea ce este stipulat în contract. Primăria și-a făcut treaba. Dar dânsul spunea, primăria știe numai să ceară bani și în schimb nu dă nimic. Dădea ca exemplu colaborarea primăriei Brașov, spre exemplu, cu firma de transport local din Brașov. Este o diferență foarte mare, pentru că în Brașov, RATB-ul aparține direct de primăria Făgăraș și este subordinea Consiliului Local. Deci este o companie subordonată de Consiliul Local. Normal că subvențiile sunt mai mari și ei își fac treaba acolo. Aici nu este așa ceva. Aici este contract concesionat unei firme și scos la licitație. Și dacă ne uităm pe contractul vechi, care a expirat în martie, aprilie, nu știu, a fost făcut pe 10 ani, firma Transbus plătea o redevență de 100.000 de lei pe an. Mult mai mult decât plătește acum de 3% din încasări. Și 3% din încasări este pragul minim pe care se poate merge pe un contract de concesiune. Pentru că intenția noastră nu a fost de la început, nu aveam nicio treabă atunci cu firma Transbus Codrea, nu, și lucram la implementarea acestui contract. Nu am avut, am mers pe ideea că nu trebuie să mulgem o firmă care ar veni să facă investițiile pe care noi le-am stipulat în caietul de sarcini, ci să îi ajutăm, să ajutăm firma respectivă. Și ideea să mers pe 3% este contractul de concesiune și suma este minimă. Mai jos de atâta nu se poate merge. Mai sus, da, dar mai jos, nu. Un lucru e cert, dumneavoastră sunteți și consilier local și îmi spuneați chiar în ziua în care ați anunțat că v-ați dat demisia, că intenționați să propuneți unei comisii de specialitate un proiect viitor în ceea ce privește rezolvarea problemei transportului local de călători, pentru că vă spun, de ani de zile trenează această situație. Acum nu știu cum se pune problema. Ori că Făgărașul e oraș mic, ori că tot mai puțină lume alege să circule cu autobuzul, ori că activitatea nu e rentabilă. Dacă puteți să ne dezvăluiți așa câteva repere, cam cum credeți dumneavoastră că ar putea fi rezolvată această problemă? E o problemă foarte sensibilă și nu... Noi acum am vorbit și în cadrul primăriei după sărbători, că acum suntem cu bugetul și cu alte lucruri. Ați putea adopta modelul de la Brașov, spre exemplu? Nu, e greu, pentru că trebuie să făcute investiții din start, niște investiții. Acum, mie îmi pare rău, de la început, de când am candidat la primărie anul trecut, a fost un subiect care l-am atins și n-am fost niciodată de acord cu privatizarea acestei companii de transport. Ea trebuia să fie în subordinea primăriei, de acum 7-8 ani de zile când s-a privatizat, trebuia să fie acolo și să fac investiții. Acum e greu ca să o iei de la capă și să implementezi, să faci un serviciu subordinea Consiliului Local care se ocupe de transportul, pentru că sunt mai multe criterii, mai multe lucruri, de la birocrație până la investiții care sunt. Tot cu o firmă de transport a trebuit să ne bazăm, dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm ca totul să întâmple haotic. Firme care acum, că îi se numește în continuare Transbus, sau se va numi altă firmă, nu, e mai puțin important. Important e făgărășenii să aibă un transport adecvat și civilizat. Deci dumneavoastră, un răspuns l-ați primit. Ați văzut cât e de greu. Acum dezvoltăm puțin subiectul și iarăși mă agăs de lucru că sunteți consilier local. Știți foarte bine că ați mai scos la licitație mai multe activități pe care le-ați propus și aici mă refer cea a centrului de îngrijire, azilul de pe strada cetății, adăpostul pentru câini, iată și transportul local, dacă e să-l punem pe listă, ați organizat conform legii, ați scos aceste activități la licitație. Nu știu, iarăși mă leg de faptul, e Făgărașul prea mic, sunt doritor prea puțin, sau mai bine zis, puterea investitorilor de specialitate este prea mică, pentru că uitați, ați organizat această licitație. V-ați dori să scăpați de firma asta? Sincer, fii sincer. Nu, sincer. La un moment dat cam în cor, spuneați toți consilierii, în frunte cu executivul, că firma aceasta v-a dat de furcă, da, pe parcursul anilor. Asta denotă, adică, pentru mai mult pentru faptul, contractul cum a fost făcut, cel vechi. Nu, deci nu, eu sincer nu mi-am dorit nici cum să scap de firma Codreanu, chiar dacă nu cunoșteam firma Transbus în momentul acela. Toți am mers pe aceeași idee, am zis de ea, am făcut un caiet de sarcini foarte bine pus la punct, cu investițiile care trebuie să fie și că se va numi firma X sau Y, că era mai puțin important. Important e ca contractul să fie respectat. Asta e singurul lucru care primăria și da, Consiliul Local îl cere. Sunt de acord. Sunt de acord cu dumneavoastră, eu nu reiterez foarte tare numele acestei firme.
prefer să aduc în prim plan serviciile. Poate exact. De-aia lumea nici nu se înghesuie să circule cu autobuzul. Poate lumea s-a săturat să aștepte în stații sau să se gândească la stațiile de acum 20 și nu știu câți de ani, ca să zic, care practic nu mai există, sau cartiere întregi care, prin care nu trec autobuzele. La asta mă refer în principal. Ideea este că un lucru trebuie să faceți. Acum, nu în calitate de director, v-ați dat demisia, în calitate de consilier local, alături de legislativ. Alături de legislativ o să ne întâlnim după sărbători, să stăm la masă, să discutăm, să vedem exact care este. În prima fază, am ocazie, o să trimitem iar o științare scrisă firmei Transbus în legătură cu clauzele din contract și cu nerespectarea lor. O să le dăm un termen în care să se pună în ordine cu ceea ce trebuie să facă, să investească firma Transbus. O să-i ține sub supraveghere. Acum cunosc foarte bine în detaliu tot ce se întâmplă acolo. O să am o grijă foarte mare ca lucrurile să decurgă normal. V-am zis, cum am zis și mai devreme, chiar dacă nu mai sunt în această postură, interesul meu e ca lucrurile să funcționeze foarte bine. Că cineva va reuși după mine, sunt foarte mulțumit de treaba asta, pentru că astfel încât făgărșinii o să fie mulțumiți. Fiindcă suntem la final de an, profit de aceeași ocazie să schimbăm puțin subiectul. Ce părere v-a creat în anul 2013 legislativul făgărășan? Cum ați conlucrat? Ce idei vi s-au părut mai interesante? Ce proiecte de hotărâre au fost puse în practică? Sau, mă rog, care dintre proiectele de hotărâre puse în practică, votate, vi s-a părut cel mai important? Da. Un an, zic eu, mulțumitor pentru mine și pentru cum am văzut lucrurile. Este primul an de Consiliul Local, că am fost validat mai anul trecut la sfârșit. De aia v-am și întrebat. Da. Dumneavoastră sunteți mai cu o jumătate de an, să zic, mai puțin decât restul colegilor. Decât restul, da. Este un an bun, un an în care se văd anumite lucruri făcute, se văd investițiile, cel puțin cu apă și cu canalul, se văd investițiile pe fonduri europene. Și proiectul care l-am mai spus și într-o emisiune anterioară a dumneavoastră, care mă satisface, să spunem așa, cel mai mult, este cel legat de strategia de dezvoltare a țării Făgărașului. A Făgărașului, dar și a țării Făgărașului. Ea a fost votat în Consiliul Local pe 1 decembrie. Lucrul cel mai ușor, să zicem așa, a fost făcut. Ea a fost pusă pe hârtie și a fost votată. Acum, lucrul cel mai greu este implementarea acestei strategii de dezvoltare în decurs de 2014-2020. Există voci care își adjudecă această strategie de dezvoltare. Se spune că este o inițiativă a unei asociații comunitare, sau, mă rog, a unei fundații, asociații, mă rog, așa, oamenilor de afaceri, care au venit și, iarăși, cu ghilimele de rigoare, au pus piciorul în prag în fața legislativului făgărășan și au zis, așa nu se mai poate, haide să mișcăm puțin mecanismele și în Făgăraș. Noastră, cum vedeți că s-ar mai putea mișca Făgărașul, având în vedere că sunteți tânăr, având în vedere că de fiecare dată ne spuneați că aveți o ambiție deosebită să vedeți că se mișcă ceva în orașul ăsta, mai sperați, mai credeți? Știți, la final de an toată lumea își pune măcar niște speranțe, poate are timp mai mult de gândire, poate vede mai frumos lucrurile. Desperat sperăm și sper în continuare, pentru că speranța nu ne va lua nimeni. Asta e categoric ce spuneați de prima parte. Nu cunosc în detaliu exact cu Asociația Oamenilor de Afaceri, cunosc președintele de acolo, dar eu știu că a fost scoasă licitație această strategie, firma a câștigat, într-adevăr a fost o implicare mai multă din partea oamenilor de afaceri, au fost pe multe teme. Acum ce... Sunt și enorm de multe puncte, mi se pare, la care dumneavoastră aveți de lucru, nu glumă, sunt vreo 63 de puncte. Sunt, e foarte important, pentru că e foarte structurată exact de, cum să zic, noi, că nu ducea pe noi capul să o facem până la urmă, da? A făcut o firmă care este specializată și care a fost făcută în urma unor discuții, multe discuții pe toate temele. Deci nu a fost haotic făcut, a fost foarte bine și pragmatic făcută această strategie. Acum nu rămâne decât numai să o implementăm pe capitole, încet, încet, fiecare să ne implicăm, fiecare consilier în domeniul în care cunoaște să ne implicăm. Eu, din punct de vedere al transporturilor, o să mă implic tot timpul și o să vedem ce găsim strategia ca să fie implementată așa cum... Pot să zic că, din punct de vedere al aparițiilor pe sticlă, sunteți unul
dintre consilierii activi, care totdeauna v-ați făcut timp și aici vreau să spun cu mâna pe inimă că nu se ține cont de niciun fel de culoare politică. Cu siguranță veți avea la final de an o ședință a Consiliului Local festivă, dar vă dau ocazia să le transmiteți un gând sau ce ați putea să le transmiteți colegilor dumneavoastră de legislativ, ce ați putea să transmiteți executivului acum la final de an. Atât colegiului cât și executivului și mai ales locuitorilor Făgărașului și asediei Făgărașului, nu vreau să le transmit decât altceva decât sănătate, un an nou mai bun, mai sănătos, plin de împliniri și să fim sănătoși cu toții, pentru că după asta e deviza mea în viață, dacă ești sănătos, restul vin de la sine, le poți face. Da? Sănătate să fie la mulți ani, vreau să le doresc tuturor făgărășenilor și locuitorilor din țara Făgărașului. Și revenind la subiectul mamă, adică transportul... Și domnului Codreanu puteți să-i transmiteți categorii, dacă aveți ceva? Deci categorii, nu. Domnul Codreanu, acum v-am zis, de-aia nu vreau să catalizez, adică domnul Codreanu, este firma Transbus, că domnul Codreanu ca... Dânsul dispune, da, pentru că dânsul e titularul, dânsul e acționarul. Dânsul este acționarul. Noi nu că îl incriminăm, noi practic ne referim la servicii, pentru că... De multe ori firma este condusă de oameni de sub el, pentru că dânsul are acum alte activități... sufletești, să le numim așa, cu biserica, construiește o mănăstire pe drumul spre Moldova. Nu. Oh. Da. Bun, deci înseamnă că totuși cu fondurile ar putea să mai ia, Doamne iartă-mă, deci și la lăcașul de cult, pentru că toți suntem credincioși, dar să nu uită nici de oamenii care beneficiază de serviciile pe care dânsul, sau mai bine zis, de obiectul de activitate pe care și l-a ales. Da. Pentru că rețeaua de autobuze Codreanu e în toată țara, nu? Da, în toată țara. Eu am avut mai multe discuții cu mulți oameni de afaceri puternici din această țară. Nu există om de afaceri care să zică, da, mie merge totul bine și sunt foarte mulțumit. Omul de afaceri, el este din start, este așa construit în România, astfel încât să se plângă, totul merge rău, totul nu e bine. Așa se motivează, așa își motivează. Da, e o strategie până la urmă, nu? Da, e o strategie, da. Eu vă mulțumesc pentru gândurile de final de emisiune și noi transmitem domnului patron de transport local să-și îndrepte gândul bun către locuitorii țării Făgărașului sau, mă rog, domnii care vin să se ocupe de transportul local. Până la urmă, misiunea este una comună de a încerca să arătăm lumii că se poate și altfel până la urmă. Da. Domnule Poparat, succes mult! În anul care urmează, sărbători fericite de și vă mai așteptăm în studio și cu alte ocazie. De asemenea, vă mulțumesc și eu pentru invitație și la mulți ani. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Media Obiectiv. Toate cele bune!